Ne bucurăm în această dupămasă să fim în casa de rugăciune. We are so glad once again this afternoon to be in the house of prayer. Și cred că fiecare dintre noi suntem plini de bucurie. And I firmly believe that each one of us are filled with joy. Amen. Haideți pentru momentele care ne stau înainte să citim cuvântul lui Dumnezeu. Let us for the moments that are ahead of us just spend some time in the word of God. Și vom citi din Faptele Apostolilor. And for this evening we are going to read from the book of Acts. Capitolul 17 și începând cu versetul 16 până la versetul 34. And we're going to read from the book of Acts chapter 17 starting with verse 16 until verse 34. While Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. So he reasoned in the synagogue with both Jews and God-fearing Greeks, as well as in the marketplace, day by day, with those who happened to be there. A group of Epicurean and Stoic philosophers began to debate with him. Some of them asked, "What is this blabber trying to say?" Others remarked, "He seems to be advocating foreign gods." They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. Then they took him and brought him to a meeting of the Areopagus, where they said to him, "May we know what this new teaching is that you are presenting? You are bringing some strange ideas to our ears, and we would like to know what they mean." All the Athenians and the foreigners who lived there spent their time doing nothing but talking about and listening to the latest ideas. Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, "People of Athens, I see that in every way you are very religious. For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, 'To an unknown God.' So you are ignorant of the very thing you worship, and this is what I'm going to proclaim to you. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands. And he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. From one man he made all the nations that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their land. God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any one of us. For in him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are his offspring. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by human design and skill. In the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered, but others said, 'We want to hear you again on this subject.' At that, Paul left the council. Some of the people became followers of Paul and believed. Among them was Dionysius, a member of Areopagus, also a woman named Damaris, and a number of others." Amen. Amen. Vă invit să ocupați locurile. I would like to invite you all to take your seats at this time. Și aș vrea să vă spunem încă o dată un bun venit la casa Domnului. And I would like to say a warm welcome to each one of you into the house of God. Dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. May God bless each one of you. Și haideți pentru momentele care ne stau înainte. And let us for the following moments. Să petrecem câteva clipe în cuvântul lui Dumnezeu. Just spend a few moments in the word of God. Cuvântul acesta pe care l-am citit în această seară. Because you see this word that we have read this evening. Este unul foarte important. It is a very important word. Și cred că în această seară Duhul lui Dumnezeu ne va lumina. And I firmly believe that the Spirit of God this evening will enlighten us. Și cred că are un cuvânt potrivit pentru fiecare dintre noi. And I believe that the Lord has a specific word for each one of us. Aș vrea să vă spun că fiecare dintre cei prezenți în locul acesta. I would like to mention that each one of you who are present here tonight. Nu suntem aici la voia întâmplării. Are not here by chance. Noi suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a adunat împreună. Rather, we are here because God has brought us together. Pentru că El vrea să comunice cu noi. And this is because He wants to communicate with us. Dacă ne uităm în prima parte a acestui pasaj. If we look in the first part of this passage. Vom vedea pe apostolul Pavel. We are going to see that the apostle Paul. Care era în Atena. He was in Athens.
Atena era, este și este un oraș din Grecia. Athens, to be more specific, is a city from Greece. Și dacă ne uităm în cuvântul acesta, era un oraș plin de idoli, un oraș idolatru. And as we read in the Word of God, if we take a closer look, this city, the Athens, was an idolatrous city. Și acest apostol deosebit al Domnului Iisus Hristos, and this wonderful apostle of the Lord Jesus Christ, în ciuda faptului că se afla în acele circumstanțe, in spite of the fact that he was in those circumstances, el a avut în vedere să ducă cuvântul lui Dumnezeu. He had it in his attention and focus to proclaim the word of God. El a vorbit cu toți cei pe care îi găsea. He spoke to all of the people that he encountered. Și versetul 17 ne arată lucrul acesta. And in verse 17 particularly we find this exact thing. Când spune căci în sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu. The word of God says that in the synagogue he was speaking with the people, the God-fearing people and the Gentiles. El a fost deschis să vorbească cuvântul lui Dumnezeu cu copiii lui Dumnezeu. You see, the apostle Paul was very open to speak the word of God with the people, with the children of God. Și totodată cu cei care nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. And at the same time, the apostle Paul was open to speak about God to the people who did not know God. Și aș vrea în această seară să ne concentrăm atenția asupra câtorva lucruri importante. And let us therefore this evening focus our attention upon a few important things. Și în special aceste câteva lucruri le vom observa dacă începem cu versetul 22. And specifically these things we will observe closely if we start with verse 22. Let us look at verse 22. Atunci când apostolul Pavel a predicat înaintea Areopagului. You see, when the apostle Paul stood up in the meeting and he began to preach in Areopagus. El a fost în acel loc deosebit, acolo unde poate cu ani în urmă și totodată în timpul acela. He was in that particular place where probably a few years back in that same place. Au stat și și-au prezentat teoriile și temele lor mulți filozofi ai lumii. Other people and philosophers of the world had presented their philosophies in that same place. Din timpul de atunci. From during that time. Și iată că acum a venit momentul potrivit. And so at this time we will find the apostle Paul that he found the perfect moment. Când acești oameni au fost gata să audă un lucru deosebit de important. The apostle Paul was standing in front of these people and these people were ready to hear important things what Paul had to say. Când Dumnezeu a rânduit pentru ei ca ei să audă mesajul Evangheliei. Because you see this was an appointed time by God when God allotted this time for these people to hear the message of the gospel. Vedem lucrul acesta și dorința și voința lui Dumnezeu cu privire la întreaga omenire. And we see this thing, we see God's will, we see God's desire when it comes to humanity. Dacă citim în 1 Timotei capitolul 2. If we read 1 Timothy chapter 2, for example. Acolo în versetul 4. There in verse 4, to be more specific. Acolo apostolul Pavel, insuflat de Duhul Sfânt, vorbește despre voia lui Dumnezeu. There the apostle Paul, insufflated by the Holy Spirit, talks about God's will. Și spune că voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. And he says that the will of God is for all the people to come to know the truth and for them to be saved. Nu este voia lui Dumnezeu un lucru deosebit de important? You see, isn't God's will an extremely important factor here? Atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu și vedem, începem să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Because you see, when we begin to read the word of God and when we begin to get a grasp on God's will, putem să experimentăm și să simțim dragostea lui Dumnezeu. We begin to experience God's love and we begin to feel his love. Cu care el ne cheamă mai mult și mai mult aproape de el. A love that he is calling us by and with to be more closer to him. În urmă cu 2000 de ani, Domnul Iisus Hristos a umblat pe pământul acesta. 2000 years ago, the Lord Jesus Christ walked on this earth. Predicând evanghelia tuturor oamenilor. And he was preaching the gospel to all of the people. Și a chemat omenirea la pocăință. And he called humanity to repentance. De atunci până astăzi, evanghelia lui Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu au dus cuvântul lui Dumnezeu prin care au chemat oamenii la pocăință. And from that time until presently, the people of God, the men of God have carried and proclaimed the gospel all throughout the earth and proclaimed it to the people so that the people can come to God and get saved. Ce măreț este harul lui Dumnezeu. How great the grace of God is. Ce mare este dragostea lui Dumnezeu pentru omenire. How great the love of God really is for humanity. Se pune întrebarea în dreptul nostru tuturor. The question is that is being asked that we are asked each all of us. Simțim noi dragostea lui Dumnezeu atunci când el ne cheamă? Feel God's love when he is calling us. Mă rog în această seară ca el să ne atingă. Amen.
Amen. I pray that this evening he will touch us. Să atingă inimile noastre prin Duhul Sfânt. That he will touch our hearts through the Holy Spirit. Să transforme inimile noastre. That he will transform our hearts. Și fiecare dintre noi într-o formă sau alta. So that each one of us in one way or another. Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze. For the Holy Spirit to enlighten us. Să putem înțelege voia lui Dumnezeu. For us to be able to understand God's will. Să putem să auzim chemarea lui Dumnezeu. For us to be able to hear the call of God. Și să primim această putere deosebită de a răspunde chemării lui Dumnezeu. And furthermore for us to receive the strength to answer to the call of God. Sunt câteva lucruri extrem de importante peste pe care le voi aminti. There are a few important factors that I will go over this evening. În aceste momente și așa doar sumar voi vorbi despre ele. And very briefly I will talk about these things. În primul rând, din versetul 22, dacă ne uităm. First of all, go into verse 22 if we take a closer look. Aici versetul spune în felul următor: Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: Bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. And so verse 22 says, Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, People of Athens, I see that in every way you are very religious. Aș vrea să subliniem această expresie pe care apostolul Pavel o amintește. I would like for us to underline this important expression that the apostle Paul says. Vă găsesc foarte religioși. I find you very religious. Faptul acesta arată că în inima oamenilor este o dorință, o căutare continuă după Dumnezeu. You see, this phrase shows us that in the hearts of the people there is an earnest desire to seek God. Trebuie să știm că religia nu mântuiește pe nimeni. We must remember, however, that religion does not save anybody. Domnul Iisus Hristos este singurul care ne poate da mântuirea. It is the Lord Jesus Christ who can the only one who can give us salvation. Oamenii încearcă să îl caute pe Dumnezeu prin diferite forme. The people are trying to seek God through different means. Însă ceea ce se poate observa la foarte mulți dintre ei. However, what it is important to be observed when it comes to many of these people. Atunci când te uiți la viețile lor. When you look at the lives of the people, the lifestyles. Probabil pe fețele lor poți să citești neliniștea care locuiește în inima lor. Probably just from the facial expression you can see the worry that dwells in their hearts. Această neliniște îi conduce să caute ceva, să caute pacea. Pacea cu Dumnezeu. And this worry, this uneasiness drives them to seek for that peace, the reconciliation with God. În viețile lor se poate vedea acea lipsă, acea foame deosebită care există. Because in their lives you can see that hunger, that lack that exists. Și această foame îi conduce pe oameni să găsească grija și asigurarea lui Dumnezeu. And it is the hunger that drives the people to find God's provision and God's assurance. Te uiți pe fețele multor oameni pe care poți să citești teama pe care ei o au. You look on the facial expressions of many people and you can see fear. Și această teamă pe care ei o au îi conduce să caute protecția lui Dumnezeu. And you see fear that you see in people many times drives them to look for God's provision, God's protection. Aș vrea să ne punem întrebarea în această seară. I would like for us to ask ourselves this question. Avem nevoie de pacea lui Dumnezeu în inima noastră? Do we truly need God's peace in our heart? Avem noi nevoie de viața lui Dumnezeu în noi? Do we need God's life in us? Avem noi nevoie de protecția și îngrijirea lui Dumnezeu? Do we need God's protection and God's provision? Și asigurarea și purtarea lui de grijă? And God's assurance? Aș vrea să vă spun lucrul acesta. I would like to say. Nimeni în această lume nu poate să ne ofere aceste lucruri. That nobody in this world can offer us all of these things. Singurul care poate să ne ofere aceste lucruri este Domnul nostru Iisus Hristos. The only one who can offer to us these things is the Lord Jesus Christ. Care poate să ne dea pacea. He can give us the peace. Care poate să ne dea protecția. He can give us the protection. Care poate să se îngrijească de He noi. He can take care of us. Ca noi să putem experimenta aceste calități deosebite. In order for us to experience these wonderful qualities. Trebuie să căutăm o relație cu Iisus Hristos. Seek a relationship with Jesus Christ. Să intrăm într-o relație vie cu Domnul nostru Iisus Hristos. We must enter into a living relationship with the Lord Jesus Christ. Un al doilea lucru extrem de important. A second important factor. Versetul 23 îl arată. We find this in verse 23. Și apostolul Pavel spune câteva lucruri importante. And the apostle Paul mentions a few important things here in this aspect. Sunt două lucruri majore care le amintește. There are two major things that are written in this aspect. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu.
And the word of God says, "For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, 'To an unknown God.' So you are ignorant of the very thing you worship, and this is what I am going to proclaim to you." Aici putem să notăm câteva observații. Here we can note a few important observations. În primul rând, din versetul acesta, prin faptul că exista acel altar dedicat unui Dumnezeu necunoscut. The very thing that the fact that there was an altar there with that inscription dedicated to an unknown God. Și apostolul Pavel spune că voi îl cinstiți. And the apostle Paul makes a remark and he says you worship that unknown God. Probabil era în inima lor, era un lucru, probabil și-au dat seama că există un Dumnezeu pe care ei încă nu-l cunosc. It is very likely that these people realized that there was a God that they still did not know. Și ceea ce este important este că apostolul Pavel vine și spune pe acest Dumnezeu, ceea ce voi încă nu cunoașteți pe El, vreau să-L vestesc. And so what's important is the apostle Paul comes and he says it is that unknown God that you claim to be serving, to be worshiping, that I want to proclaim to you. Vreau să vă spun că noi trebuie să știm căci niciunul dintre Dumnezei care au fost creați de mâinile oamenilor, fie ei idoli, icoane, indiferent ce ar fi. I want to remind you that none of the gods that were created by human hands, whether they were images or idols or sculpted images, regardless of what they were. Și oamenii se închină acelor Dumnezei străini. You see, even if the people worship those strange gods, acei Dumnezei nu va putea niciodată satisface nevoile și viețile oamenilor. Those false gods will never be able to satisfy the needs of the people. Viețile lor și religiile lor în care ei trăiau. Because you see their lives and the religions that they were living in. Erau lipsite de valoare. These lacked value. Neliniștea, foamea, frica erau în inimile lor. The uneasiness, the hunger and the fear were in their hearts. Și niciunul dintre acești Dumnezei străini nu putea ca să aducă pace și binecuvântare în viața lor. And none of those false gods were able to bring the peace, the satisfaction, the joy that these people needed. Și atunci apostolul Pavel vine și spune pe acest Dumnezeu vreau să-l propovăduiesc. And so the apostle Paul comes and he takes advantage of this opportunity and he says this unknown God that you claim to serve, I want to proclaim him to you. Glorie lui Dumnezeu. Amen. Glory be to God. Domnul nostru este singurul Dumnezeu care poate să dea pacea. You see, our Lord is the only God that can give peace. Domnul nostru este singurul Dumnezeu care poate să binecuvinteze omenirea. Our Lord is the only God who can bless humanity. Și apostolul Pavel continuă cu versetul 24. And the apostle Paul continues with verse 24. Și versetul 24 el vine și spune că Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. And verse 24 says, "The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands." Primul lucru important este căci noi trebuie să știm că Dumnezeu este creatorul universului. The important factor here that we need to remember and see is that God is the creator of universe. Pavel arată trei puncte semnificative despre Dumnezeu ca și creator al întregului univers. Paul shows three important things when it comes to God as the creator of the universe. Dumnezeu a făcut lumea și toate lucrurile din ea. God created the world and all of the things in it. Dacă ne uităm în Neemia capitolul 9, versetul 6. If we look in Nehemiah chapter 9 verse 6. Aici cuvântul lui Dumnezeu vine și spune: Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile. The word of God says, "You alone are the Lord, you made heavens and the earth." Cerurile cerurilor și toată oștirea lor și pământul cu tot ce este pe el. Even the highest heavens and all their starry host and the earth and all that is on it. Mările cu tot ce cuprinde ele. And the seas and all that is in them. Tu dai viața acestor lucruri. You give life to everything. Și oștirea cerurilor se închină înaintea ta. And the multitudes of heaven worship you. Slăvit să fie Domnul. Al doilea lucru important este că Dumnezeu este Domnul cerului și al pământului. The second important factor is that God is the Lord of heaven and earth. El stăpânește peste toate lucrurile. And he rules over all of the things. Este foarte clar că Dumnezeu este singurul căruia oamenii îi datorează să-i aducă închinare și să-i fie credincioși lui. It is very clear that all of the worship is God deserves all of the worship and the praise. Un al treilea lucru important este că Dumnezeu este dătătorul de viață și dă toate lucrurile. Another important factor is that God is the life giver and of all of the things he gives all things including life. El este singura sursă a existenței omului, cel care dă și a creat viața. He is the only source of existence of man. He is the one who created life and he is the one who gives life. Tot ceea ce omul este
Și tot ceea ce îl privește pe om vine din mâna lui Dumnezeu. Everything that man is, everything that regards the man comes directly from the hand of God. Pentru că el este implicat activ în viața omului. Because God is actively involved in the life of man. Chiar și suflarea omului și îndăruirea tuturor lucrurilor pe care omul le are. Even the breath of life of man and everything that every little thing that pertains to man is given by God. Și aș vrea să citesc doar din Iacov, capitolul 1, versetul 16 și 17. And I would like to read from James, chapter 1, verse 16 and 17. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. And the word of God says, nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Do not be deceived, my dear brothers and sisters. Orice ni se dă bun și dar de săvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Vedeți, prin cuvântul lui Dumnezeu, noi vedem că tot ceea ce primim, tot ceea ce avem, avem de la El. You see, from the word of God we see that everything that we receive, everything that we have, we receive from Him. Și viața și suflarea, tot ceea ce suntem noi, noi suntem creatura mâinii Lui. Life and breath, everything that we are the creation of His hands. Un alt lucru important este că Dumnezeu conduce istoria oamenilor și a națiunilor. Another important thing is that God leads the history of people and of the nations. Versetul 26. Verse 26. Spune că El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuințelor lor. The word of God says, from one man he made all the nations that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. Observați cum Dumnezeu este în controlul istoriei umane. Do you see how God is in control of human history? El conduce și îndrumă toate lucrurile. He leads all things and guides all things. Și le ține în anumite limite. And he holds them in certain boundaries. Ceea ce este foarte important și ceea ce este și poate cea mai mare nevoie a oamenilor este ca ei să-L caute pe Dumnezeu. Probably the most important things when it comes to the lives of the people is for the people to seek God. Ei să-L caute pe Dumnezeu din toată inima și să poată experimenta grija și purtarea Lui de grijă. It is important for the people to seek God and experiment His provision and His protection. O purtare de grijă deosebită pe care El o arată față de toți cei care îl caută și își pun încrederea în El. It is a provision that God has for all of the people who seek Him and who trust in Him. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune de la versetul 27 și 28. Because the word of God says in verse 27 and 28. Și merge mai departe și zice ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. And the word of God says God did this so that they would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him, though He is not far from any of us. Și versetul 28 zice căci în El avem viața, mișcarea și ființa. And the word of God in verse 28 says for in Him we live and move and have our being. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. As some of your own poets have said, we are His offspring. Vedeți, Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu cu omul este ca el să-L caute pe Dumnezeu. You see, God's purpose for man is for man, for humans to seek Him. Sunt două motive extrem de importante pentru care omul ar trebui să-L caute pe Dumnezeu. You see, there are two main reasons why every person should seek God. Și să-L găsească pe Dumnezeu. And not only seek Him, but find Him. În primul rând, Dumnezeu este aproape de fiecare dintre noi. First of all, God is near to each one of us. Credeți dumneavoastră lucrul acesta? Do you all believe this thing? Credeți că El este aproape de noi? Do you believe that God is near to us? Credeți că noi suntem în atenția Lui? Do you truly believe that we are in God's attention? Și privirile Lui sunt îndreptate asupra noastră? And God's sight, God's eyes are looking on to us, looking down to us. Credeți că Lui nu-i pasă de viețile noastre? Do you think that God doesn't care about our lives? Aș vrea să vă spun că El este interesat de fiecare dintre noi. I want to affirm to you once again this evening that God does care about each one of us. El este interesat de viața noastră. He's interested about our lives. El poate fi găsit. And He can be sought and He can be found. El vrea să-și manifeste dragostea și iubirea Lui față He de fiecare dintre noi. He wants to manifest His love towards each one of us. Tot ceea ce noi suntem, noi suntem prin puterea Lui. Because you see, everything that we are through Him. Și El dorește ca noi să intrăm într-o relație deosebită și reală cu El. And He greatly desires for us to enter into a living relationship, into a real, authentic relationship with Him. Ce important este când spune al doilea lucru important, suntem din neamul Lui.
How important it is, the second thing that I'm going to mention is that we are from his we are his offspring. Și motivația lui Dumnezeu pentru noi este ca omul să-l caute din toată inima. And God's desire for us is for man to seek him with all of our hearts. Uitați ce spune Isaia 55 versetele 6 și 7. Let us see what Isaiah chapter 55 verse 6 and 7 say. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Seek the Lord while he may be found. Chemați-l câtă vreme este aproape. Call on him while he is near. Să se lase cel rău de calea lui. Let the wicked forsake their ways. Și omul nelegiuit de gândurile lui. And the unrighteous their thoughts. Să se întoarcă la Domnul. Let them turn to the Lord. Care va avea milă de el. And he will have mercy on them. La Dumnezeul care nu obosește iertând. And to our God, for he will freely pardon. Este cineva care în această seară vrea să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu? Anybody here tonight who truly wants to repent and come to God? Este cineva care în această seară vrea să experimenteze dragostea lui Dumnezeu și iertarea lui Dumnezeu? Is there anybody here who wants to experiment God's love and God's forgiveness this evening? Dumnezeu nu a obosit să ierte pe om. God is not tired to forgive man. Dacă vii cu inima ta înaintea lui, el este gata să te ierte și să te sfințească. If you come with your heart before God, he is ready to forgive you and he is ready to sanctify you. El este gata să te elibereze de orice povară străină și de orice lucru străin care apasă pe viața ta. To free you and liberate you from any burden, from anything that's pushing you down in your life. Ceea ce trebuie să faci, trebuie să vii la el. All you have to do is come to him. Să ai în inima ta acea dorință vie și aprinsă. All you have to do is have that desire, that hunger in your heart. De a renunța la păcat, de a renunța la orice lucru rău și să-ți predai viața la picioarele lui Iisus, să-L chem pe El ca El să devină Domnul și Mântuitorul sufletului tău. Și El îți va da puterea să trăiești în această viață. Suntem gata să-L acceptăm pe El? Suntem gata să lăsăm pe El să ne facă o transformare și schimbare? Fie ca Duhul Sfânt în această seară să atingă inimile tuturor. Și un alt lucru important, versetele 29 și 30 spune, astfel, dar fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by human design and skill. In the past, God has overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. Amen. Dumnezeu este ceea ce cere acum Dumnezeu de la fiecare dintre noi este pocăință, you see, o pocăință what sinceră. God is requiring of each one of us is a true, authentic repentance. El așteaptă ca omul să vină cu sinceritate înaintea lui. He is waiting for man to come with sincerity before him. Omul trebuie să se pocăiască din pricina păcatului și a idolatriei. Man has to repent because of sin and idolatry. Pocăința înseamnă o schimbare. Repentance means a change. Întoarcerea de la păcat spre Dumnezeu. It is the turning away from sin towards God. Este transformarea minții și ne conduce spre părăsirea păcatului. It is the transformation of the mind and it leads us to forsake sin. Este eliminarea păcatului din gândurile și din comportamentul nostru. It is the rejection of sin from our thoughts and from our everyday behavior. Este o hotărâre pe care fiecare dintre noi trebuie să o luăm, de a nu mai gândi și nici să nu mai facem vreun lucru rău. It is a decision that each one of us has to make on our behalf to not think evil anymore and to not do evil. Ce poate să însemne schimbarea în viața noastră? What can transformation mean when it comes to our lives? Schimbarea înseamnă îndepărtarea din inimile noastre a lucrurilor precum minciuna. Change means to remove certain things from our lives such as lying. Și să trăim în adevăr. And for us to begin to live in the truth. Să spunem întotdeauna adevărul. For us to begin to say truth all the time. Să ne îndepărtăm de înșelăciune, de imoralitate. For us to turn away from deceit, from immorality. Să renunțăm la furt, la blesteme, to renounce stealing and cursing, la vorbirile murdare, to renounce perverse talk, beție și alte lucruri de felul acesta, drunkenness, alcoholism and such things, other things as such.
Dumnezeu ne cheamă să la o schimbare deosebită. God is calling us to a unique change. Și El este gata să se implice în viața noastră și să ne ajute să ne schimbăm. And God is ready to get involved in our lives and for Him to help us to start helping us. Pocăința mai înseamnă două lucruri importante. Repentance also involves two other important factors. Implică întoarcerea de la păcat. Repentance involves the turning away from sin. Și întoarcerea spre Dumnezeu. And turning to God, turning towards God. Găsim în Sfânta Scriptură mai multe exemple prin care oamenii sunt chemați cu adevărat la pocăință. We find different examples throughout the scriptures where people are called to repentance. Ne aducem aminte de un exemplu deosebit de important din Cartea Faptelor Apostolilor. We're going to talk about a very important example from the book of Acts. Din capitolul 2, versetul 38. And we find this in chapter 2, verse 38. Aș vrea doar să citesc versetul acesta. And I would like for us to just read this verse. Când apostolul Petru a predicat în ziua 50. Apostle Peter preached on the day of Pentecost. Și Petru s-a adresat mulțimii care l-au ascultat. And the apostle Peter spoke to the multitudes that were there and were listening. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. And the apostle Peter said, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Pocăința este un lucru extrem de important în viața fiecărui om. You see, therefore, repentance is an extremely important factor in the life of every person. Noi trebuie să fim gata să renunțăm la orice lucru pe care Dumnezeu dorește ca noi să renunțăm. We have to be ready to renounce every single thing that God requires us to. În zilele de astăzi trăim într-o vreme în care oamenii sunt cuprinși în foarte multe lucruri rele. Currently in our days we live in a world where the people are entangled and caught up in so many evil things. Sunt legați de anumite adicții. They are bound by certain addictions. Sunt legați de anumite păcate pe care le practică. They are bound by certain sins that they can't stop practicing. Însă trebuie să știm că Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. However, we must know that the Son of God, the Lord Jesus Christ, are puterea ca să rupă orice legătură. Has the power to break any kind of bondage. Are puterea să te elibereze de orice adicție. The Lord Jesus has the power to set you free from any kind of addiction. Poate că sunt unii chiar din cei care sunt aici. Maybe there is people even among those who are here tonight. Și poate că ați încercat să apelați la oameni pentru un ajutor. And maybe you sought help from the people and you asked the people for help. Poate că ajutorul lor nu a fost suficient pentru maybe cineva. Maybe their help was not enough for you, for somebody that's here. Vreau să vă spun că Fiul lui Dumnezeu este aici, Iisus Hristos. Și El poate să aducă o eliberare totală în viața ta. Dacă dorești cu adevărat să intri în relație cu El, El este gata să înceapă acest proces de transformare în viața ta. Și un ultim lucru important. And one last thing. Să nu uităm că Dumnezeu a stabilit o zi pentru judecată. Let us not forget that God appointed a specific day for judgment. Versetul 31. Verse 31. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. For he has set a day when he will judge the world with justice. Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. By the man he has appointed. Și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. Prin faptul că l-a înviat din morți. Amen. Glorie lui Dumnezeu. Glory be to God. Aș vrea în această seară să vă invit să ne ridicăm în picioare. I would like to ask you to stand at this time. Trebuie să observăm în cuvântul lui Dumnezeu aceste câteva lucruri. We have to see from the word of God these important things. Judecata lui Dumnezeu se referă la dreptate. The judgment of God refers to justice. În modul în care oamenii au trăit și s-au comportat. You see the way that the people lived, the way that the people carried themselves. Trebuie să știm că viața nu se termină atunci când omul moare. We must know that life does not end when the person dies. Cei care au trăit conform voii lui Dumnezeu vor avea parte de viață veșnică. The people that lived according to the will of God, they will experience eternal life with him. Și acum este timpul în care viața veșnică se poate obține. And now is the time when eternal life can be obtained. Și Iisus Hristos dorește să ofere această viață tuturor oamenilor. And Jesus Christ wants to offer this life to all of the people. Iisus dorește să ofere această viață veșnică tuturor celor care sunt aici în locul acesta. Jesus Christ wants to offer everlasting life to all of the people, especially the ones who are
here tonight. Se pune întrebarea dacă dorim cu adevărat viața veșnică. That's being asked is, do we truly desire eternal life? Însă cei care se vor răzvrăti împotriva lui Dumnezeu, the people who are going to rebel against God, și a voii sale deosebite, and against God's will that is unique, vor avea parte de condamnare veșnică, de iadul de foc. These people are going to experience eternal fire, the fiery lake. Aș vrea în mod deosebit în această seară să medităm adânc la aceste cuvinte. Ele sunt cuvintele Domnului Iisus. To ask you tonight to meditate at the on the word of words of Jesus. Și dacă ne uităm în Romani capitolul 14, versetul 12. And if we look in Romans chapter 14, verse 12. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Where the word of God says that every single person is going to be held accountable before God for everything that they did. Și Domnul Iisus Hristos în Matei 25 versetele 31 și 32 spune. And in Matthew chapter 25 verse 31 and 32 the word of God says. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngerii va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. All the nations will be gathered before him and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. Domnul nostru este cel care va judeca pe fiecare în parte. You see, the Lord Jesus Christ is the one who's going to judge every single person. De aceea, dacă în această seară avem harul acesta să fim în casa lui Dumnezeu. For that reason, I want to remind you, if we find the grace this evening to be in the house of God. Nu este la voia întâmplării. It is not by chance. Ci este un moment pregătit de Domnul Iisus pentru fiecare dintre cei prezenți. By the Lord Jesus Christ for each one of you who are here tonight. Și toți cei care doresc și își deschid inima înaintea lui Dumnezeu. All of you who desire, all of you who open their hearts before God. Vor avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu va începe să transforme viața lor. Dumnezeu va începe să aducă vindecare în inimile lor. Dumnezeu va aduce vindecare în relațiile tuturor. Dumnezeu va oferi viața veșnică tuturor celor care îl acceptă. Dacă sunt anumite persoane care s-au decis și se decid să-L urmeze pe Iisus Hristos, follow Jesus and accept Jesus as your savior. Aș vrea să vă dăm oportunitatea să veniți aici în față și să ne rugăm împreună. Toți cei care doresc și simt că au nevoie de o atingere din partea lui Dumnezeu. Poate simți pe umerii tăi că apasă o povară străină. Poate simți că diavolul încearcă să te tragă înapoi întotdeauna. Trebuie ca în inima ta să faci o decizie în această seară și să îl rogi pe Domnul Iisus Hristos să coboare, să vină în viața ta, să transforme inima și viața ta și El în această seară te va sfinți. El în această seară te va curăți de orice lucru străin. Toți cei care au nevoie de o atingere din partea lui Dumnezeu, vă invit să veniți aici în față. Să veniți aici în față și lucrătorii se vor ruga împreună cu fiecare dintre dumneavoastră. Este un moment unic pentru fiecare dintre noi. Noi nu stăm în fața unor oameni. Noi stăm în fața lui Dumnezeu care vine și ne acordă o șansă. Este un moment prin care El ne cheamă la El și mă rog ca Domnul să se atingă de fiecare. Haideți în timpul acestei cântări, toți cei care aveți nevoie de o atingere din partea lui Dumnezeu,